Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Băi, n-am mai postat de ieri, Sam, tare. Ce naiba a fost chestia asta, dar bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Iar filmăm târziu noaptea. Bine, nu e chiar târziu, așa că să mergem să jucăm niște paint. Dar înainte să începem, vreau să vă rog, dați și voi un like la episod, pentru că văd că nu sunt prea mai strâng frate like la seria asta de Sam, adică, na. Hai atunci să dați like, că am zis că nu prea cer eu like-uri, dar acum să se sunt frate like-uri, trebuie să cerem și noi like-uri așa la abonați, să vedem dacă le mai place seria de Sam, chestii, nu? Pentru că nu știu frate dacă vă mai place seria de Sam, așa că dacă vă place, dați, stați un pic. Ok, dacă vă place, dați și voi naibă acolo un subscribe, un like, un alea, știi? Dar și mâine sau nu știu exact când o să văd când nu am clip programat, o să pun și un episod de CS fix după asta, o să mă duc să filmez un CS, episod de CS, competitiv, ca de obicei. Deci fiți pregătiți zilele astea, o să aveți episod de CS. De fapt, nu știu dacă azi sau zilele astea, nu știu cum să vă episodul. Adică bine, mâine îl vedeți episodul, dar nu știu dacă am episod de Dead by Daylight sau nu programat. Și da, dacă am programat, înseamnă că o să-l pun ziua următoare. Tot la ora 6, cam așa. Bă, pentru hateri, nu am skin nou, nu, nu, nu. Ce skin 909? Opa, 909, rog, 300. Asta e buguit, 295, ăsta e ala de balas. 115 ăla Gangster, nu? Ce skin 99 ăla cu rolele? Ce skin 0 DJ? CJ, mă, nu DJ, mă. Băi, fraților, băi, ce facem? Meci de paintball este un desfășurare. Și câți erau în arena? Că nu mai... A, pe aici au teren cu chestia. Nu, așa de la moduri. Bă, modurile astea e event respect, dar așa arată de la moduri. Că e made by... Uite, damage informal. Adică o să vedeți imediat la paint ce înseamnă la când dau cineva, arată cât damage am luat. Și da, mă ajută, pentru că știu bine, oricum îi văd viața deasupra, adică așa cum aș fi, uite, ia să-ți dau una la asta. A, dar nu, că la pumni aparent nu se pune, dar, na, și dacă mă întrebați și cu vocea asta, sunt un pic răcit și în afara mea. Salut, frate. Am ID 1, sunt valoros. Number one, numai eu. Da, și ce să zic, mai băieți, mai eu aș vrea să nu știu, chiar nu știu în ce mafie să intru, slash wars, doamne, slash turfs, nu știu, chiar nu știu în ce mafie să intru. În Green Street au cam puține turfuri deocamdată, nu știu câte turfuri au, șapte turfuri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, fix alea din lăsăle, au, stai să văd aici, principii miciule, au, ce chestia mea asta. A, nu mai e chestia asta, ce? Bă, tot fac ce chestia asta. Am o mane, o prinștitimane, dar am niște binduri. Am binduri pe deasupra asta, ce bind e ea? Nu sunt vechi, aoleu. Asta ce-mi dă? Ah, lol. Bă, stai bă, mane. Așa să intru și eu. Am lăsat info de scuia, dar nu-i bai. Se bucură și băieții de el. Fea, clar. Digă. Da, și am pus microfonul în altă poziție. Sper că vă place. Nu știu acum cum se aude exact. E primul, ăsta, e primul. De-abia am intrat. Noi bai. Te rup. Și eu știu să iau afară. Prin pădure aproape. Ah, never mind. Aoleu, salut băiatul Cucu. Da, hai că trag și eu fufu bine, a? Doi mafioți profesioni. Uite, vedeți ce ziceam de damage informer ăla. Oh, ce fucu mane. Number one. Da, joc în full screen windowed, pentru că nu merge. Ce fucu ăsta? Joc în full screen windowed și nu prea mi se mișcă mouse-ul așa de smooth cum trebuia, deci nu o să pot să joc prea bine. Dar când sunt în full screen dau de number one. Și modurile astea n-au mouse fix. De ce n-au mouse fix modurile astea? De ce n-au mouse fix? Dați o secundă că nu merge să joc fără mouse fix. Aia, am dat, să iau un pic. E mai în regulă așa. De fapt, nu și-ar fi regulă că la 3 linii ar trebui să se vadă ok, să meargă ok. Dar nu merge ok, nu merge ok. Hai, bine. Oh, mai.
Eu dau bână. A, nu, eu mai dau bână. Dar nu pot, stați un pic să modific de Razer sinapsei. Dacă s-ar și aprinde, să jucăm acum, că nu putem să facem de-alea. Da, și nu știu ce filmez tot timpul noaptea, adică aș putea și ziua să avem activitățile sale. O să-mi schimb oricum țintea asta, dar nu știu ce are GTA 3 MGU de la modurile astea. Și nu pot să-l modific, nu știu, are, o fi, ba, aici a scris Raul 2 capi și facem mi jăbă. Acolo era scris hashtag helper original din moduri, ca să... mi-ai dat o bână. Da, vă dați seama că scriu la Caterinca pentru cei care nu joacă Samp. Cam așa se vorbește aici în limba Sampului. Deci nu vă panicați, nu sunt analfabet. Dar uai, ce paletă tra, nu pot să scriu. Asta trebuie să pornească Razer Synapse. Hai, frate. Ah, uite cum pornește. Performance dau la 250. Va fi ok, frate. Ia. Și dau aici... Ia, bă, uite pe linkul ăla. Stai, frate, că filmez, deci turnul, pentru că zic că tu zici prostii băiatul. Hai, mă, că acum ar trebui să fie mai ok, frate. Și nu-mi place, nu-mi place, chiar nu-mi place ținta. Ținta asta o urăsc din toată inimioara mea. Da, nu, ținta e de vină, frate. Nu pot să joc mai bine, ținta prea mare. Oho! 3 din... Haide că... Ia uite-l! Căcat. Da... Wow! Unul din unul. Da. Și o să încerc să fac serie de CSGO, chiar dacă n-am mai jucat, dar nu știu, nici dacă am bani sau nu. Dacă am bani, cel mai probabil nu o să aveți serie. Nu o să aveți episod mâine, mă rog. Oh, my friend! Oh, 35. Mă rog. Nu... Ah, rage of that. Aha, mi-a furat un info, hai mă, că nu mi-a furat, s-a descuiat. Cum să lași, mă, descuiat e pur și să nu o treci pe la ai să vrei vr să plec. Da, vrea să plece băiatul că se zonai. Să mă dai zonai. I am not rich. Câți bani am? Am 410.000 cu 83 de mii. Să merg să fac și eu ceva bani în bancă, că vin hoții de buzunare și mă furia să-i slash player. Player time. Fix 31 de minute am jucat. Dai că fac și o oră jucată. Nu știu câte ore am jucat luna asta. Trebuie să mă iei pe penal imediat. După ce mă depoziteză banii slash depozit. 50k. 460k avem în bancă. Hai să mă duc pe... Ah, pe penal. Stai un pic să-mi dau sensibilitate la 400. Înapoi închidem Razer Synapse. Am nu știu câte chestii în bară. Bine, nu chiar nu știu câte, dar... Eu la cât de... Stai un pic. Sensibilitatea mai mică un pic. Așa, hai să intrăm pe panel să vedem... Mai vedem ce e mai mic acolo. Eu, la cât de curat am desktop-ul, mi se pare prea mult, hai, nu pornim pe de... Ah, e ok, nu pornim porno, e ok. Oh, e ok. RPG. RPG pentru zone. De ce dracu nu mi s-a salvat? Wow, mă deconect. Minunat, stai. YouTube. Adevărat, de ce nu mi... What? A, bine, uai. Lați un pic, că n-am răbdare ei. Trai, nu. Da, PS. Confirmați blocarea ecranului. Punem amprenta de backup. Punem amprenta, am zis. Da? Ce număr apare? 32. Bine, uai. Ok. Gata? Da, PS, am dat. Păi, ok. Yes. Confirmați, stați un pic, mă, că nu știu ce are de nu merge. Încercați să vă conectați, da? Numărul 78. Colectare aprobată. Și nu mă conectează. E ok. Poate fi ceva bug, dar dacă scriu YouTube, cum ar trebui să fiu conectat la contul meu, domnișoară, de ce nu mă... Bă, băi, fi după aia, ok. Intrăm... Bă, dar nu se revede și nu mi s-o salva... Adevărat? Ok, intrăm pe panel. Ce vreau să văd? A, orele jucate. 3 ore jucate, este pe data de 5. Nu e ok. Ok, am jucat mai puțin de oră pe zi. Dar chiar v-am zis, uite, eu când zic că n-am timp de Samp,
Nu am timp de Sam și vorbesc destul de serios când zic că nu am timp de Sam, dar unii dintre voi este ceva de genul, ce frate, cum, adică n-ai timp de Sam, ai timp pentru abonații tu sau ce? Bă, primul rând, eu nu joc Sam pentru abonații mei, nu știu cum să vă zic, nu știu dacă unii au rămas striși din fața asta, dar eu nu joc Sam pentru abonații, în primul rând, primul și în primul rând. Eu joc Sam de distracție, dacă n-aș juca Sam, n-aș filma Sam. N-am 150 episoade de Sam pentru că distracție, pentru că pur îmi place să mă joc și am să și filmez, dar nu înseamnă că joc Sam pentru abonați. În primul meu, mi se pare cea mai tâmpită chestie, joc Sam forțat, știi? Am primit și pediu, nu, nu mai bine. V-am 50 din 78 de puncte de respect. Așa că, na, oricum nu o să mai dau by level, v-am zis. O să, nu, o să le țin așa punctele de respect. Pentru că deja am făcut level ca să pot să fac orice este posibil pe acest server, în afară să aplic pentru funcția de helper, logic. Da, și raportul mi l-am terminat pentru că v-am zis să am eu clienți. Nu, n-am clienți, dar am abonați care mai vorbesc, zic, băi, ai frate, vreau să dau licența cu tine, că tu și Raul 2, ca nu știu ce te avantajează că sunt Raul 2, ca și vrei să dai licența cu mine, dar pe mine mă avantajează că fac la raport și vă mulțumesc alora care vor să facă neapărat cu mine, care vor să dea licența cu mine, dar nu știu cu ce vă ajută, frate, pentru că tot o luați. Dacă știți la test, deci totul. Oricum nu o să mai dați mult timp de licența cu mine, o să... Nu știu ce o să, pentru că dacă intru în mafie, nu o să nimic, pentru că na, nu o să mai prea interacționăm așa, dar... Oricum am zis după ce ies din mafie, dar știi, dacă intru în mafie, cel mai probabil o să am FH de mafie și după aia o să joc numai în mafie de pe hostă, pentru că nu o să mai fiu primit în PD sau alte chestii. Dar dacă intru în PD, o să mai pot să fiu primit în paramedic, în taxi, nu știu ce. Și așa mă gândeam foarte bine la chestia asta, că dacă intru în mafie, poate nu-mi place mafie, poate sunt prea mult scodați, poate mă piși piele de mafie, știi? Și atunci, nu știu cum să vă, frate, aș putea să intru în PD, dar atunci acceptăm mult mai multe facturi, pentru că am și FH de facturi nepașnic. Acum sunt în ăsta, în school instructor, deci a facțiune pașnică și ar fi ok să mă duc în PD. Aș face FH super șmecher, dar așa, nu știu, frate, de ce să zic. Ai, băga și. Așa, azi am fost plecat, dar noroc că am filmat ieri, că dacă nu filmam ieri, am venit la ora 5, deci da. Bine, am dormit mașină de aia, că acum mă culcam drecul, că mâine am ore destul de grele. Adică bine grele, am 2 ore de mate și nasol cu 2 ore de mate, dar nu știu ce să zic, frate, chiar nu, nu știu ce să zic. Dar după aia termin, vine vacanța, o ai să am bag ceva în vacanță live de 24 de ore. Bag 24 de ore, frate, 24 de ore talpa, frate. Chiar vreau chestia asta, pentru că, na, pana mea. Hello. Cine e pe asta? Cine e ăla? James, nu e James. Uite, interesant. Mă rog, e contul blocat. E ciudat și ce ciudat. Au. Au minunat. Minunat. Este, cred că e nou în facțiune, că știu că acum... Bine, cred că săptămâna asta au intrat, că eu săptămâna asta n-am prea mai fost activ. Deci n-am putut să știu dacă... Na. How are you, brother? Da, nu știu, ăștia și-au cam luat lumea ca băieți, adică am avut niște certuri cu băieții din school instructor, nu știu dacă Răzvan mai e în school instructor, să se verific. Hai să vă arăt textul pe bine. Bam, search players, player, it Răzvan. Nu știu dacă mai e tipul în facțiune. Da, uite, mai am în facțiune, ești de bun? Action. Oh, response rejected, man. Weak application, my friend. I'm 13 years old, kids. Cum să zici cu aia într-o aplicație? Mă numesc Raul, știi așa, acum scriu eu. Mă numesc Raul și sunt un copil de 9 ani. Cum ar fi cu aia să scrie așa? Vai, de pui, bă, cu aia, dacă vrei să faci o aplicație, eu nu, vrei să vă învățam să faceți o aplicație. Și scrie dracu și tu, adică doar la aplicații helper nu trebuie să minți, pentru că la... Bine, nu trebuie să minți nicio aplicație, doar multe aplicații am mințit, credeți-mă, am zis că am 16 ani, 15 ani, deci chiar am mințit unul în aplicații, dar... Zic așa ca idee, frate, să zici că ai, nu știu, frate, ciudat, sunt un copil de 13 ani. Un copil. Păi, nu știu, adică sună ciudat și pentru mine sună ciudat. Chiar l-aș accepta, îți dai seama, dar sună ciudat. Plus că v-am zis, la helper trebuie să fii cât mai sincer, să zici tot ce se cere acolo, că... Na.
Helperii, una frate, helperii funcție foarte importantă și trebuie, dacă ai fost odată acceptat, trebuie să ții de ea. Pentru că nu e o funcție care poate oricine să o dobândească. Eu am fost helper pe mai multe servere, dar nu am fost helper pe un server de peste 200-300 de playeri. Maxim am fost pe un server de vreo 250 de playeri, cam așa avea maxim. Am fost acolo admin 2, v-am zis, mai de mult, cred că v-am zis că am fost admin 2 acolo. Dar v-am zis 100% și n-am stricat să fiu și pe un server de ăsta mare, dar nu-i frate, nu-i, chiar nu-i ok. Trebuie să stau, să termin cu școala, ajung la liceu, să... Nici cu liceu, că tot și după liceu. Că nu înseamnă că dacă ajung la liceu o să am mai mult timp. Nu înseamnă că este, dar aș avea mai mult timp decât acum. Că vine examenul, o să... Dacă nu învăț și stau așa, bine, învăț, vă dați seama ce trebuie, nu sunt la care să stau toată ziua pe PC. Nu chiar, nu, serios, chiar acum. Nu mi-e niciun fel, nu sunt de la care stau toată ziua pe PC, dar... Zic așa ca idee. E, uite-l pe Jojo, să mor, duc la Jojo, să mor, duc! Aaaa, stai Jojo! Little fat kid. Jbac, stai Jojo! Fet. Da, stai... Co-lider la noi în facțiune, ID 326. Și un tip care am dat simulările cu el, bă, și e o glumă între noi, știi? Eu, când am dat simulările cu el, el îmi zicea, hai, grăbește-te că se plictisește clientul cu de-alea și chestii de genul, știi? Și îi zic eu, man, I'm not writing machine, adică, frate, nu sunt, bine, nu frate, mă rog, omule, nu sunt mașina de scris, știi? Și acum tot e un meme așa între noi, știi? Când dau accept licențe, el zice, yes, you are writing machine, sau chestii genul, știi? Și când dă el primul, zic eu, știi? Și așa e un meme între noi, nu știu, până la mea. Un meme, nu? Gluma între noi, până la mea, nu știu. Și, da. Na. Băi, fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod, bă, o să încerc să postez cât de, o să încerc să fiu cât de punctual cu o, da. Dacă nu sunt, mă scuzați, mă, friends, deci, da. Da, deci eu o să încerc să fiu cât de punctual pot. Ce să văd? Eu sunt urât. Da, mă rog, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Salut!